Programul pregătit de zilele municipiului Târgu Jiu va cuprinde și în acest an procesiunea religioasă dedicată patronilor spirituali ai orașului, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Un sobor de preoți va mărșălui prin zona centrală a municipiului, iar actorii teatrului dramatic Elvira Godeanu vor pune în scenă un spectacol tematic. Localnicii și nu numai sunt așteptați să ia parte la slujbă, iar peste 100 de preoți din cadrul protopopiatelor Târgu Jiu vor participa la procesiune. S-au stabilit toate datele vis-a-vis de organizarea efectivă a acestei procesiuni, slujba plus procesiunea care va avea loc între Biserica Sfinții Împărați și Piața Prefecturii. La procesiune vor participa peste 100 de preoți atât din Târgu Jiu cât și din localitățile învecinate. Procesiunea începe cu ora 21:15. Înainte de ora 21:15 va avea loc slujba în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, slujbă la care vor participa toți preoții de care aminteam. Înaintea procesiunii, la Biserica Sfinții Constantin și Elena, va fi oficiată o slujbă religioasă, după care alaiul cu torțe aprinse va parcurge un traseu bine stabilit până în piața prefecturii. Traseul va fi următorul. De la Biserica Sfinții Împărați se va ieși într-o anumită ordine în Bulevardul Unirii, se va merge până la piața centrală, la sensul giratoriu, după care se va urca pe Bulevardul Constantin Brâncuș până în strada Traian. Imediat se intră pe strada Traian, de pe strada Traian, pe lângă Casa Gănescu, se va intra în piața prefecturii. La deschiderea evenimentului va participa și teatrul Elvira Godeanu cu o scenetă, așa cum s-a întâmplat și anii trecuți. Procesiunea religioasă este organizată de peste 10 ani cu ocazia zilelor municipiului Târgu Jiu.